Bună seara! Cum ați văzut cu câteva ore în urmă, și domnul prim-ministru și eu am dat declarații privitoare la evenimentul acestei zile. Cred că declarațiile au fost convergente și n-o să reluăm cu prilejul acestei întâlniri de presă lucrurile pe care le-am spus. Ceea ce dorim să comunicăm acum în această formulă este înainte de toate unitatea Uniunii Social-Liberale, care este mai presus de orice îndoială și este mai puternică decât oricând. Fără îndoială, e o zi grea pentru toți oamenii care cred în democrație, în democrație în România, în democrație în general sau în documente internaționale. E un moment, cum spuneam, de frustrare, de nemulțumire, de dezamăgire pentru toți acei oameni care cred că votul lor contează. Și îndemnul nostru, îndemnul pe care îl dăm în deplină unitate, este în primul rând la acești oameni să nu-și piardă speranța, să continue să creadă că în democrație lucrurile se rezolvă democratic și chiar dacă există astfel de momente de mare nedreptate, astfel de momente în care oameni de la care aștepți să consacre democrația o încalcă, nu avem niciun motiv să ne îndoim de valorile democratice. Să ne îndoim că lucrurile în democrație se decid prin votul oamenilor și că acest vot poate fi ignorat, poate fi sfidat, dar nu la infinit. Uniunea Social-Liberală așadar rămâne în continuare unită, rămâne fidelă angajamentelor sale publice, rămâne fidelă proiectelor sale politice pe care le aplică prin intermediul Guvernului la guvernare, prin intermediul Parlamentului în Parlament și în legislativ și cu care se va prezenta la momentul alegerilor parlamentare în fața cetățenilor României. Al doilea mesaj fundamental este că lupta noastră cu regimul Traian Băsescu continuă, va continua până la capăt și până când acest regim va fi eliminat. Când vorbim de regimul Traian Băsescu, înțelegem oameni și instituții conduse de oameni contrar spiritului legilor, ignorând voința populară, ignorând votul oamenilor și opțiunile lor și ignorând până la urmă Constituția și legea României. Asta înseamnă regimul Traian Băsescu, sfidarea a ceea ce cred și ceea ce vor oamenii și încălcarea prin forță a unor realități sociopolitice și democratice. Cu acest regim, nu doar cu o persoană în anumită funcție, Uniunea Social-Liberală se va bate până la capăt, până în punctul în care dezvoltarea normală democratică a României să fie posibilă. Până când în România nimeni nu va mai îndrăzni să creadă, indiferent ce funcție ocupă, că poate sfida opinia, convingerea și exprimarea celor pe care îi guvernează. Astăzi pare că voința a șase politruci, cu tot imensul lor aparat de susținere văzută sau ocultă, a învins voința 8 milioane și jumătate de oameni. Datoria Uniunii Social-Liberale, a celor care conducem partidele care compun această alianță, este să ne luptăm până la capăt și să-i convingem pe toți cetățenii români că nu e așa și că până la urmă voința oamenilor se va impune. Eu vreau să adaug doar foarte puțin, să spun că atunci când în urmă cu un an și jumătate în această formulă am construit Uniunea Social-Liberală, am avut la baza constituirii două principii. În primul rând, o bătălie despre care știam foarte bine că va fi foarte grea, cu un regim politic nedemocratic, antinațional, regimul Traian Băsescu, și în al doilea rând, al doilea obiectiv fundamental a fost acela de a construi împreună un nou model de societate pentru țara noastră,
un model de societate mai echitabil, mai performant și care să ne asigure o dezvoltare în viitor. Știam că nu va fi ușoară bătălia și nu s-a încheiat. În același timp însă, în ianuarie, nu noi, Uniunea Social Liberală, ci oamenii care au ieșit în stradă, i-au luat președintelui Traian Băsescu legitimitatea de fapt, prin faptul că au arătat că oamenii nu acceptă la nesfârșit să fie umiliți, să fie furați, să fie jigniți. Împreună în această formulă am luat guvernul de la Traian Băsescu. Împreună în această formulă colegii noștri au câștigat într-un mod zdrobitor și indiscutabil alegerile locale, de la pedeliștii lui Traian Băsescu. Împreună în această formulă conducem cele două camere ale Parlamentului. Sigur, după decizia de astăzi, s-a dovedit încă o dată că nu suntem la putere, ci suntem doar la guvernare și diferența e fundamentală. Însă vreau să spun un lucru. Cei 8,5 milioane de români care au venit la vot, pentru că aici vorbim de venit la vot, după care, sigur, 7,5 milioane au votat pentru demiterea domnului Traian Băsescu, au realizat un lucru extraordinar. L-au lipsit pe domnul Traian Băsescu de orice drept real de a mai reprezenta România și pe români în calitate de președinte. Se va întoarce la Cotroceni, pentru că asta este decizia celor 6 judecători de la Curtea Constituțională, dar prin votul lor din 29 iulie, românii ne-au ajutat să facem următorul pas. În acest moment, reprezentantul României și al românilor legitim, Traian Băsescu, nu mai există. Și asta nu este o realizare a noastră a USL-ului, ci este o realizare a celor care au venit la vot. În noiembrie, tot în această formulă a Uniunii Sociale Liberale și tot alături de oamenii care vor să ne sprijine prin vot, vom avea majoritatea în Parlament și vom forma un nou guvern, după care, cel mai târziu, în 2014, vom avea un președinte al Uniunii Sociale Liberale, dar un președinte al românilor, confirmat de români prin vot și nu trimis acasă de români și totuși ajuns pe ușa din spate la Cotroceni sau la Masa Verde. Tot la anul, împreună în această formulă, trebuie să facem acea reformă a sistemului constituțional românesc, care să nu mai permită, din nou, așa cum s-a întâmplat până în 1989 și cum s-a întâmplat astăzi, ca o singură persoană să dețină toată puterea în România și o singură persoană să poată, controlând instituții cheie ale țării, să se opună voinței poporului român. Este o lecție pe care o avem de învățat și știm ce avem de construit pentru viitor. Vreau să vă asigur că așa cum ne-am făcut până acum datoria față de cei care ne-au susținut, așa cum am pornit acum un an și jumătate când nimeni nu ne dădea nicio șansă și suntem foarte aproape de o victorie care va însemna o victorie a poporului român, acest lucru îl vom face în continuare. Eu sunt foarte încrezător că rezultatul a fost doar nu anulat, ci întârziat. Știți cu toții și știe și domnul Traian Băsescu că finalul carierei sale politice este doar o problemă de timp și că modul rușinos în care se întoarce acum pe ușa din dos într-o funcție pe care nu o mai ocupă în mod legitim nu l-ajută foarte mult. Suntem foarte hotărâți să ne batem în continuare, suntem foarte hotărâți să nu-i dezamăgim pe oamenii care au avut încredere în noi și la alegerile locale și la referendum și vor avea încredere în noi și la alegerile parlamentare și sunt absolut convins că un președinte legitim, domnul Crin Antonescu, prim-ministru, miniștri, aleșii noștri locale ai USL-ului își vor face datoria față de oameni. Iar dacă vreodată vreunul dintre noi va primi o asemenea palmă de la electoratul român, așa cum a primit domnul Băsescu în 29 iulie, pot să vă asigur în ce mă privește, dar și în ce îi privește pe colegii mei, domnul Antonescu și domnul Constantin, că nu vom sta niciodată în mod ilegitim într-o funcție publică din care poporul român ne cere să plecăm. Fiecare, până la urmă, își alege modul în care iese din politică. Domnul președinte Băsescu și-a ales un mod rușinos și nedemocratic. Dar bătălia noastră va continua
Și trebuie să ne facem datoria față de cei care și-au pus speranța în noi și sunt convins că o vom face. Mulțumesc! Da, ca membru al Guvernului, ca membri ai Guvernului, de fapt, nu putem decât să luăm act, să constatăm decizia Curții Constituționale și să o aplicăm în tocmai. Ca lideri politici însă și ca cetățeni care au mers la vot la referendum și au votat pentru demiterea lui Traian Băsescu, nu putem să fim decât revoltați de o decizie care nu este în conformitate cu voința majoritară a românilor, cu voința celor 8,5 milioane de români care au participat la acest referendum. O întoarcere la Cotroceni a președintelui Traian Băsescu nu va rezolva sub nicio formă criza politică pe care o traversează România în momentul de față, nu va detensiona ceea ce se întâmplă în aceste zile în societatea românească, din contră va agrava, va accentua o stare conflictuală care există în momentul de față între președintele acestei țări și poporul care l-a ales pentru o perioadă în fruntea acestei țări. De aceea cred eu că o soluție de bun simț, o soluție care ar rezolva aceste probleme pe care le avem în momentul de față în societate, ar fi demisia președintelui Traian Băsescu. Eu mai cred încă într-o astfel de soluție, cred că președintele vrea să se reabiliteze în fața celor 7,4 milioane de români și va proceda în consecință. Dacă nu, Uniunea Social-Liberală va folosi toate mijloacele democratice pe care le are la îndemână și vom analiza în aceste zile, astfel încât să punem, la un moment dat, cât mai repede, sper eu, voința majoritară a românilor de a avea un alt președinte. Nici n-am apucat să respir și ați sărit imediat. Nu, vreau să respir doar. Vă rog. Haideți să clarificăm, dacă nu greșesc, chiar dumneavoastră m-ați întrebat dincolo la conferința de presă. Acum, sigur, libertatea presei poate fi înțeleasă în modul cel mai extins, și, slavă Domnului, vedem chestiunea asta din plin. Dacă veni vorba însă, cred că vă amintiți măcar dumneavoastră secvența de discuție. Întrebarea. În cazul în care Traian Băsescu revenit la Cotroceni, va încălca din nou Constituția, veți declanșa sau veți acționa din nou pentru suspendare? Răspuns. Fără doar și poate. Dacă asta se transformă, cum am văzut la unii dintre colegii dumneavoastră, în știre, Antonescu sau USL sau nu știu cine doresc acum să înceapă suspendarea lui Traian Băsescu, să caute la garaj să suspende, asta este problema dumneavoastră. Cred că eu am răspuns la o întrebare corectă, inteligibil formulată, în limba română, la fel de corect. Deci nu avem în acest moment de discutat un asemenea subiect. Dacă Traian Băsescu, după ce va reveni la Cotroceni și nu își va da demisia, așa cum speră domnul președinte Daniel Constantin și cum sigur ar fi fost normal din seara de 29 iulie, după aflarea rezultatului, va încălca Constituția, evident că va avea o reacție din partea noastră. Oricum, lăsând la o parte tema suspendării, acest verdict popular, masiv, copleșitor, 7,4 milioane de voturi pentru demiterea lui Traian Băsescu. Adică mai mult decât a luat orice președinte câștigător la alegeri prezidențiale în România din 92 încoace inclusiv. Asta nu rămâne așa. Deci dacă Băsescu, politrucii lui, procurorii lui, își închipuie faptul că bun, gata, i-am păcălit. Nu contează ce au votat, nu contează ce au făcut, am rezolvat. Și oamenii aia vor pleca acasă abătuți, pe câțiva mai hăituim pe la procuratură, pe ăștia alții, știu și eu, îi speriem, îi denigrăm, că asta știm să facem. Nu, nu, asta nu rămâne așa. Deci Traian Băsescu, fără să vorbim de o altă suspendare, nu mai este președinte al României pentru noi. Deci vă rog să înțelegeți că respectarea hotărârii curții înseamnă că nu-l vom împiedica să se ducă înapoi în palat, să-și poarte accesoriile funcției, dar pentru noi, politic, moral, România nu mai are președinte și nu va avea președinte până când cetățenii români nu vor alege când se va întâmpla asta un nou președinte al României.
Bun, haideți să lămurim un lucru. Eu sunt onorat că mă aflu de pe lista cu cei care trebuie arestați de regimul Băsescu-Macovei, pentru că doamna Macovei, ca orice procuror din vremurile alealte, știe să aresteze și împotriva legii. Eu, fiind procuror doar în democrație, nu știu. Ideea următoare, sunt onorat să fiu pe listă cu domnul Antonescu, cu domnul Constantin, nu știu exact unde duce lista. Și sincer să fiu, nu mă impresionează și nu mă intimidează niciun fel de amenințări ale domnului Băsescu și ale grupului domniei sale. De altfel, mai vreau să vă spun ceva. În această perioadă m-am imunizat la tot ceea ce poate să mai stârnească fie domnul președinte suspendat Băsescu, fie grupul său de oameni. O să, mai mult decât că am omorât oameni, că nu știu ce am făcut, toate relele din lume au scris despre familie, despre copii, nu mă mai interesează, recunosc ce spune domnul Băsescu sau ce spun ziariștii domniei sale. Ceea ce mă interesează și ceea ce voi reacționa inclusiv mâine la ședința Consiliului Superior al Magistraturii este abuzul împotriva oamenilor simpli. Noi când ne-am asumat această calitate de lideri ai bătăliei împotriva regimului Băsescu, ne-am asumat și riscurile mari și suferim tot ceea ce e de suferit. Un om obișnuit din comuna Țânțăreni, din județul Gorj, când s-a dus la vot, nu s-a gândit că îi trimite Băsescu pe procuror să-l ancheteze pentru asta. Ori împotriva acestor abuzuri, pe oamenii vom apăra. Asta e foarte clar. Mă aștept însă ca după ce, că de fapt de ce se duceau procurorii să îi ancheteze pe oamenii simpli? Ca să întoarcă domnul Băsescu la Cotroceni. Acum dacă și-au realizat visul, mă aștept ca de mâine să-i lase pe oamenii în pace, să nu-i mai abuzeze. Asta voi face mâine la CSM. Când voi susține, de altfel cred că știți foarte bine, este o plângere depusă la CSM de Fundația pentru Democrație, unul dintre semnatari este fostul președinte Emil Constantinescu, dar sunt foarte mulți intelectuali și oameni de o respectabilitate absolută, fără implicare politică, iar abuzurile trebuie să înceteze față de oamenii obișnuiți. Față de noi, nu pot să vă spun sincer, nu mi-e teamă nici de Băsescu, de Macovei, cu atât mai puțin la doamna Macovei, v-am spus, este întotdeauna un caz medical. Nu iau lucrurile în serios, primesc și pe telefon tot felul de amenințări, exact ca ale doamnei Macovei, nu pot să simt decât compasiune. În niciun caz nu teamă. Sper că nu luați voi în serios. Dar despre oamenii obișnuiți, pe aceea trebuie să-i protejăm și vom proteja, pentru că oamenii simpli nu pot să fie anchetați pentru că au votat, pentru că și-au exercitat un drept la vot. Faptul că zice PDL-ul că trebuie să-i ancheteze, că poate nu mai vin în toamnă să mai voteze pentru USL, eu cred că vor fi mai mulți cei care vin să voteze USL-ul, pentru că, sigur, oamenilor le e teamă, dar dacă au ocazia vor veni. Eu vă spun sincer și cred că e un sentiment pe care îl împărtășesc și colegii mei. 7,5 milioane de români care să vină în miezul verii să voteze pentru demiterea lui Traian Băsescu, după ce o lună de zile cea mai oribilă propagandă, cu lovituri de stat, cu tot felul de doamne și domni din străinătate, articole care ci că erau scrise prin nu știu ce ziare, dar de fapt nu erau scrise prin ziare, erau scrise în România și postate pe site-ul ziarului din străinătate. Deci cea mai deșanțată și mai scumpă, mai costisitoare campanie care a fost portată vreodată în România, pentru că s-au cheltuit milioane de euro pentru campania din străinătate împotriva României. E, să vină 7,5 milioane de români să voteze la referendum pentru demiterea lui Traian Băsescu, este o cifră uriașă. Domnul Antonescu va preciza, niciun președinte, cu excepția anului 1990 Ion Iliescu, niciun președinte n-a luat vreodată 7,5 milioane de voturi în favoare. Să ai 7,5 milioane de voturi împotrivă și totuși să vrei să mai stai în funcție, e ceva ce în mod clar n-are nicio legătură nici cu democrația, nici cu normalitatea. Dar cu teama, nu mi-e teamă. Mi-e teamă să nu mă lipsesc la doamna respectivă. Vă rog.
Nu vrei tu să vorbim totuși, că va lămuri domnul Antonescu, e bine să o luăm de 7 ori? Nu, se pare că n-a reușit. Corect. Eu vreau să vă spun următorul lucru, că Uniunea Social-Liberală are în primul rând activitatea guvernamentală și ne-am ținut și ne ținem de cuvânt cu pensiile, cu salariile, cu ceea ce avem de făcut în agricultură pentru a ajuta pe oamenii afectați de secetă, cu măsurile economice pe care le-am luat. Acum am văzut că marea problemă este că nu luăm măsuri economice, asta spune Băsescu. Am luat toate măsurile economice și le luăm în continuare, începând cu faptul că am oprit furtul de la Hidroelectrica, de la Poșta Română, de la ANAF, de la Ministerul Dezvoltării Regionale. Deci de peste tot de unde furau PDL-ul, noi am oprit, deja am făcut o mare economie și vom face în continuare. Deci avem guvernul. În al doilea rând, până pe 15 septembrie vom desemna împreună candidații noștri comuni ai USL-ului la alegerile parlamentare. Avem activitatea parlamentară și avem programul de guvernare 2012-2016, programul cu care vom guverna România între 2012 și 2016. Cât de mult ne va sabota domnul Băsescu în aceste planuri? Asta rămâne de văzut. După cum îl cunoaștem cu toții, nu va pregeta niciun efort. Și vreau să mai prezint un lucru, că sigur că acum miza adevărată a domnului președinte Băsescu, președinte suspendat, și a PDL-ului este cumva să se întoarcă la guvernare, ca să se conecteze din nou la banii publici și eventual să facă la alegeri ceea ce au făcut anul trecut la Neamț, că nu s-a sesizat niciun procuror, știți? Eu vreau să vă asigur că avem majoritatea necesară. După cum știți, suntem nu doar cele trei partide, dar avem un acord foarte clar cu NPR-ul și cu grupul minorităților naționale, dar suntem patru partide care avem majoritatea necesară în Parlament alături de grupul minorităților naționale și după alegerile din noiembrie, USL-ul va forma din aceste partide viitorul guvern. Asta cred că, de-aia am spus că astăzi am dat un mesaj de speranță, dar și de stabilitate, pentru că e foarte clar că domnul Băsescu, mai mult decât să ne saboteze mereu, să ne mai întoarcă diverse legi de la promulgare sau să ne mai facă niște dosare penale, nu prea are multe alte arme la dispoziție. Pentru mine? Da. Vă rog. Eu cred că... Cine-s liderii PDL? Bun. Eu cred că domnii de la PDL nu știu ce înseamnă coabitare, pentru că ei sunt folosiți de domnul președinte Băsescu pe post de chelneri. Nu coabitez cu chelnerii. Chelnerii vin și aduc ceea ce le cere mușteriul, domnul președinte Băsescu. Așa încât eu vă dau un singur exemplu. Am fost de acord, din prea multă bună credință, să spunem că nu vom numi un avocat al poporului decât prin înțelegere cu toate grupurile politice. Vă e clar, cei de la PDL au zis că ei nu se înțeleg nimic cu noi. Deci, cu cine îți discut? Ce rost are să discut cu chelnerul Blaga sau cu chelnerul Ungureanu? Să fie sănătos. Nu pierdeți timpul să-l ascultați pe domnul Blaga. Dacă vreți să aflați ceva, aflați de la domnul președinte Băsescu. Nu pierdeți timpul cu ceilalți. Ceilalți doar îndeplinesc ordine. Ori eu am spus foarte clar, eu nu voi accepta niciun fel de interferență a domnului Băsescu în actul de guvernare, cum n-am acceptat nici până acum și lucrul ăsta nu se va schimba niciun fel. Atunci când am acceptat, am acceptat de la președintele Antonescu pentru că puteam să colaborăm. Înțeleg că cei trei judecători care au votat împotrivă merg la pușcărie? Știți că pușcăria, eu nu folosesc termenul pentru că am alte educații, eu folosesc termenul penitenciar. Dar termenul de pușcărie este un termen extrem de folosit în limbajul domnului Băsescu. Probabil că domnul Băsescu i-a zis doamnei Cojocaru că dacă nu votează, nu poate, va ajunge la pușcărie, nu pot decât să speculez, dar nu cunosc mai mult decât atât.
Nu, nu trebuie să fie validată. Trebuie să se ia act. Nu poți să aprobi o demisie. Da. Corect. Nu mă interesează ce vrea domnul Traian Băsescu. Mâine seară președintele în funcție este domnul Antonescu și l-am consultat și e de acord să o numim pe doamna Pivniceru. Vă poate confirma. Păi nu, am o rugăminte. Articolul 47. Măcar să citească. N-au redactat-o, stați ușor. Articolul 47 din legea Curții Constituționale spune așa. Decizia Curții privind referendumul se citește în plenul celor două camere, după care se publică în monitor. De-aia vă spuneam, nu-l ascultați pe domnul Blaga, că dânsul, nu știu, stă degeaba prin Parlament, că nu știe ce spune legea. Eu înțeleg că v-a indus în eroare domnul Blaga, care zicea că mâine se publică monitor oficial. Nu știe săracul, e vameș. Spune așa articolul 47. Se citește în plenul celor două camere, după care se publică în monitor oficial. Din câte știu, plenul celor două camere cel mai repede va avea loc joi, sau nu știu, nu așa mi-a... Vineri? Vineri, a anunțat domnul Zgonea. Deci mâine domnul Antonescu are dreptul constituțional de a numi în funcție miniștrii și, repet, el lângă mine a fost de acord. Un singur lucru îmi doresc și sper să nu ajungem cu penibilul atât de departe, să nu mă trezesc că mâine Curtea Constituțională încep să fugă din plen ca să n-aibă cvorum. Nu Curtea, Consiliul Superior al Magistraturii. Că în acel moment, iertați-mă, dar știți, când auzim poveștile alea cu buna funcționare a instituțiilor, nu pot să-mi imaginez că din CSM o să înceapă să fugă oamenii ca să nu ia act de demisie a doamnei Pivniceru. Sper, sincer îmi doresc, să nu se ajungă la acest vârf de penibil. Că doar asta mă ne mai lipsește după ce s-a întâmplat astăzi. Da. Păi stați, noi suntem de vină pentru că cei de la Curtea Constituțională n-au dat doi bani pe voturi la 7,5 milioane de oameni. Eu nu sunt judecător la Curtea Constituțională. Cei 6 judecători trebuie să meargă în fața celor 7,5 milioane de români să le spună de ce le-au ignorat voturile. Eu mi-am asumat vina de a fi fost păcălit la momentul acela, cu bună credință, și eu și domnul Antonescu, când ni s-a zis, dom'le, faceți 50%, că ăsta arată legitimitate. După care, după ce am făcut 50%, ca la Alba Neagră, domnul președinte Băsescu ne-a luat cerculețul acela, după care judecătorii de la curte au spus, da, dar nu mai se face cvorumul, cum spune legea, din cei aflați pe liste electorale permanente, ci cvorumul se face din toți. Ceea ce nu e prevăzut în lege, e exact invers prevăzut în lege. Adică, da? Dacă... Ce da? Să, dacă am fost de bună dacă credință, dacă asta e o vină, eu vină, mi-asum. Să lămurim problema cu cvorumul. Nu e vorba numai de buna credință de care primul ministru amintea aici și de efortul pe care primul ministru l-a făcut în mod responsabil pentru imaginea acestei țări, da? Primul ministru nu-i Monica Macovei. În vreme ce Monica Macovei umplea mail-urile parlamentarilor și comisarilor europeni și stătea cu telefonul și țipa în mod fundamental mincinos că în România e lovitură de stat, obligația politică a primului ministru era să aducă lucrurile la normal. Și atunci, sigur că având grijă de imaginea acestei țări, de relațiile ei, a acceptat acest lucru, acest angajament. Dar vă mai aduc aminte încă ceva, și anume că acest quorum fusese cerut de Curtea Constituțională și iar cu bună credință în interior de data asta, noi am dorit să respectăm regulile. Sigur că am avut comentarii legate de quorum și le cunoașteți, Comisia de la Veneția, etc., etc. Cunoscând mai bine decât domnul Gordon prevederile în această materie ale Comisiei de la Veneția. Dar, dincolo de asta, nu a fost, eu n-aș numi o păcăleală, a fost o atitudine corectă în raport cu un moment politic intern și internațional dat. Iar faptul că
La Curtea Constituțională s-a încălcat fără niciun fel de ezitare. Articolul din legea pentru alegerea președintelui, dacă pe aceea au dorit-o, ca și articolul din legea referendumului, pe care în mod normal ar fi trebuit să o declare sediu al materiei, că am fost la un referendum, cred că mai ține minte, nu, la alegerea președintelui, precum și din propria motivare a curții, care n-a fost supusă niciunei erate, unde se spune clar cum se constituie quorumul, adică din cetățenii de pe listele permanente și de asemenea la fel de clar cine face parte din listele permanente. Astea sunt lucruri simple, știți că le-am discutat, le-am dezbătut, dumneavoastră sau o parte dintre dumneavoastră le-ați dezbătut seară de seară, sunt lucruri absolut clare pe care Curtea Constituțională, 6 oameni din Curtea Constituțională, le-au încălcat. Bun. Nu văd în sensul acesta care este culpa și aș adăuga faptul că în politică este important ca fiecare din poziția lui să facă în mod cinstit și din toate puterile ceea ce este în stare să facă. Poate că avem culpa, că n-am fost mai convingători, ca să vină 15 milioane de oameni din România, să dea năvală 3 milioane din Franța, din Canada, din Statele Unite, din Spania, din Italia, toți la vot. Poate că dacă eram mai atrăgători, mai convingători, reușeam asta. Deci n-aș putea spune că n-avem culpa asta. Dar în termeni reali, în termeni de onestitate cu care s-a dat această bătălie, în termenii riscurilor asumate, pentru că noi a trebuit totuși, în numele acestei țări, primul ministru în primul rând, pentru că a fost mai expus, după aceea și eu, să ținem pieptul unui asalt de dezinformare și, într-un anumit sens, de agresiune. Din partea unor oameni importanți, din instanțe politice internaționale importante, care până la urmă nu doreau foarte în detaliu să știe nici legea din România, nici situația politică din România, aveau o singură temă, Traian Băsescu să rămână președinte, pentru că așa le convine domniilor lor, din motive în care nu mai revin. Ați văzut cum astăzi oficial s-a vorbit despre reintrarea României în agenda politică normală? Păi eu cred că poate pentru unii din afara României agenda normală e să fie Băsescu președinte. Ceea ce spun este însă, ceea ce spunem toți, este că agenda României o fac românii, cetățeni, autorități, responsabili politici. Eu vreau să vă mărturisesc un lucru. Eu în fiecare zi vorbesc de măsuri economice, dar nu pot să stabilesc eu agenda media. Agenda media este o agendă politică. În rest, măsuri economice, și eu și vicepremierul vorbim foarte des și guvernatorul Băncii Naționale. Asta, sigur, la Manicenă îl apreciez faptul că vă interesează măsurile economice, nu se poate întâmpla la fel dincolo. În rest, pot să vă spun un singur lucru. Sigur că vom prezenta în toamnă programul nostru politic, incluzând programul economic și social, pentru 2012-2016. În aceeași măsură însă, normal este ca bugetul să fie aprobat de către noul Parlament, nu de către vechiul Parlament. De altfel, în octombrie-noiembrie, actualii parlamentari vor fi în campanie. Mă îndoiesc că vor veni pentru buget. Așa încât, din păcate, o să avem bugetul aprobat tot în luna decembrie și asta este vina celor de la PDL care, fără niciun fel de explicație, n-au vrut să încercăm să avem alegerile mai devreme. E decizia lor și numai ei o pot explica. Nu vă panicați, s-a mai întâmplat și în alte țări și în România. E democratic, e pace, e liniște, nu se întâmplă nimic. Îi arestează Macovei pe toți. Noi am avut preocuparea în toată această perioadă să nu existe, cel puțin din inițiativa noastră,
nici un fel de manifestare publică, fie și în demonstrație, o manifestație care era perfect legală, care să pună în vreun fel presiune asupra curții. În sensul acesta, nu ați asistat la manifestații masive pe care puteam să le organizăm, cum le-am organizat și altă dată, pentru că am socotit că nu, prin astfel de mijloace, trebuie să încercăm să înclinăm balanța unei hotărâri a Curții Constituționale într-o direcție sau alta. În fond, de ce să mai fi organizat noi manifestații când aveam, nu sondaje, nu povești, ci 7,4 milioane de voturi, 90% aproape din cetățenii care au venit la vot și care au fost mulți. Așa că n-am făcut așa ceva. Acum, lucrurile, manifestațiile de care vorbiți dumneavoastră sunt curat spontane, nici nu sunt masive deocamdată și din punctul meu de vedere, ăsta e un punct strict de vedere, da, așa cum am spus și astăzi, cred că toți cetățenii care sunt nemulțumiți astăzi în România au tot dreptul și tot interesul să-și manifeste public în cadre legale această nemulțumire. Listele de la parchet. Păi, bun, vedeți că avem o mică problemă. Eu am crezut, ca și dumneavoastră de altfel, toată presa, am fost toți induși cumva în eroare în aceste 3 săptămâni. Noi am crezut că, într-adevăr, Curtea Constituțională n-a luat o decizie pe 2 sau când a fost, 3 august, nu? 2. Că așteptau să actualizăm liste. După care ne-am lămurit că atât am actualizat, oricum nu le-au luat în considerare. Ei așteptau să convingă încă un judecător, să aibă 6. Vreau să văd decizia, să văd ce au considerat liste electorale permanente. Pentru că problema este că dacă a decis Curtea Constituțională că pe listele electorale permanente sunt și cei care n-au domiciliu, așa cum spune legea, înseamnă că decizia Curții modifică legea. Și trebuie să punem legea în acord cu decizia Curții. Sincer să fiu, juridic, cred că e inexplicabil ceea ce au decis astăzi. Nu știu să vă spun cum vom proceda, pentru că, practic, decizia de astăzi a modificat legea. Ba, știm cum vom vota. Vom vota cu USL-ul. Asta știm. Dar, dincolo de asta, la alegerile parlamentare, din fericire, ca de altfel și la alegerile locale, nu există quorum. Și atunci, cine ia numărul de voturi, se alege deputat sau senator. Însă realitatea este că legea prevede foarte clar că pe listele electorale permanente sunt cei care au domiciliu, ori înțeleg că astăzi Curtea a decis că sunt toți. Ceea ce înseamnă că trebuie implicit să schimbăm legea în sensul deciziei Curții și probabil și cei care au murit și cei care sunt plecați de 20 de ani prin Australia, trebuie să-i luăm în considerare dacă așa a zis Curtea, noi respectăm decizia Curții. Nu mă întrebați ce a vrut să spună Curtea. Trebuie să întrebați pe domnul Zegrean și dânsul vă va răspunde că asta este farmecul dreptului. Vă rog. Nu am primit alt răspuns în afara, adică am primit, să repetăm foarte iute. Eu nu am întrebat serviciul de informații externe, directorul său, mi-a spus, domnule, voi ați făcut chestia asta, de ce ați făcut-o? Sau e adevărat că voi ați făcut-o? Nu. Am solicitat o explicație legată de anvergura acestei operațiuni, despre care, încă o dată, repet, așa cum se vede ea, pare cât se poate de bine structurată, ordonată, finanțată, și am întrebat Serviciul de Informații Externe dacă poate, prin mijloacele sale specifice, să informeze, să afle ce s-a întâmplat, pentru că lucrurile astea totuși au fost la adresa României și afectează România. Directorul serviciului a răspuns cu farmecul său, inegalabil, aproape egal cu al dreptului descris de domnul Zegrean, că nu SIA a făcut ceva rău, ca și cum eu aș fi afirmat că SIA a făcut ceva rău, și ca atare se și pune, asta e o discuție care a avut loc chiar și înainte de declarațiile sale, se pune sub un control imediat al Comisiei
Parlamentului. Asta a fost singura explicație și nu știu dacă vreodată vom avea alta foarte curând. Vă mulțumim mult!